Stimați cetățeni, stimați colegi, voi aborda astăzi un subiect despre care în societate se vorbește nepermis de rar, iar statul îi acordă nemeritat de puțină atenție. Fiecare al 15-lea cetățean al Republicii Moldova suferă de o formă de dizabilitate. Unul din 50 de copii este cu posibilități limitate. În total, sunt peste 180.000 de oameni, astfel de oameni în țara noastră. Oameni cu probleme mai mari decât ale seminilor lor, cu nevoi speciale și care necesită o atitudine deosebită din partea statului, cetățenii căruia sunt. Pe lângă durerea fizică provocată de boală, persoanele cu orice fel de handicap suferă adesea de traume morale, cauzate de neînțelegerea și lipsa de compasiune a celor din jur. Avem nevoie de programe educaționale pentru a ne crește copiii încă din grădinițe și școli, în spiritul empatiei pentru cei de alături. De asemenea, pentru incluziunea copiilor cu nevoi speciale, în instituțiile de învățământ cu ei trebuie să lucreze specialiști care să-i ajute să se integreze. Mai multe dintre aceste prevederi sunt înscrise în legi și alte acte normative, însă din lipsa de finanțare sau abordare formală din partea autorităților, nu se aplică în viața reală. Nu vă voi dezvălui niciun mare adevăr dacă vă voi spune că Moldova a devenit neconfortabilă pentru majoritatea cetățenilor săi. Dar cel mai greu, în condițiile actuale, se descurcă anume oamenii cu posibilități limitate. Cei mai mulți dintre ei, chiar dacă își doresc foarte mult, nu se pot întreține de unii singuri, nu se pot deplasa fără ajutor și nici măcar îngriji de sine stătător. În fața dumneavoastră stă un om care ar fi putut să completeze rândurile celor neputincioși. Doar perseverența părinților, dorința mea de a nu mă deosebi de semeni și eforturile mari pe care le-am depus pentru asta mi-au permis ca astăzi să duc o viață normală. Mulțumesc! Aș putea să spun însă că sunt ceea ce se numește un caz fericit, iar asemenea exemple, din păcate, sunt prea puține. Nu toți oamenii cu probleme de sănătate reușesc să se asigure lor și familiilor lor un trai decent fără susținerea statului. De aceea, în Parlament voi munci pentru ca legile menite să combată excluziunea socială să nu rămână doar texte frumoase așternute pe hârtie, ci să capete un rost și să-și facă efectul asupra vieților oamenilor pe care îi vizează. Nu o să lăsăm pe nimeni în urmă, îi vom ajuta pe toți cei care au nevoie. Este datoria statului și a noastră, în calitate de membri a societății în care trăim. Cheltuielile acestor oameni sunt foarte mari. Credeți-mă, știu ce spun. Este revoltător atunci când autoritățile îi impun să aleagă între pensia pentru limita de vârstă și cea de invaliditate. Blocul Renato Usatăi consideră acest lucru extrem de nedrept. O persoană cu dizabilități trebuie să beneficieze de ambele pensii. Modificări legislative urgente se impun și în ceea ce ține de obligativitatea confirmării anuale a gradului de invaliditate, pe care noi o considerăm o bătaie de joc din partea statului și pe care o vom anula. Actuala legislație obligă instituțiile statului și pe agenții economici să-și facă spațiile accesibile pentru persoanele cu dizabilități, prin dotarea acestora cu rampe, lifturi,
grupuri sanitare adaptate, dale tactile. De cele mai multe ori, aceste prevederi sunt ignorate sau îndeplinite parțial și formal. Noi propunem includerea obligatorie în componența tuturor comisiilor de aprobare a proiectelor și de recepționare a oricăror construcții a persoanelor cu deficiențe locomotorii, fără semnătura cărora darea în exploatare a obiectelor să fie imposibilă. Un rol extrem de important în integrarea în societate a diferitor categorii de cetățeni le revine autorităților publice locale. În lista candidaților pentru funcția de deputat din partea blocului electoral Renato Usatăi sunt mulți primari și consilieri, așa că fracțiunea noastră își va concentra toată atenția asupra acestei probleme. De asemenea, considerăm că legislația muncii trebuie să asigure garanția angajării sau continuării aflării în câmpul muncii a persoanelor cu dezabilități și a pensionarilor, care au dorința și capacitatea de a lucra. Iar angajatorii trebuie stimulați prin facilități să încheie contracte cu astfel de cetățeni. Cu probleme majore se confruntă și mamele cu copiii mici. Companiile sunt reticente în a le angaja, pentru că le consideră nerentabile. Copiii se îmbolnăvesc des și timp de câțiva ani, acestea stau mai mult pe acasă decât la locul de muncă. Dificultăți întâmpină și mamele deja angajate, în lipsa unui tratament echitabil și corespunzător condiției lor. Noi mergem în Parlament pentru a rezolva această problemă, pentru că, în caz contrar, nu vom avea dreptul să ne plângem că în țară se nasc puțini copii și avem o situație demografică proastă, așa cum au făcut toate guvernele de până acum și care nu au mișcat un deget pentru a schimba situația. Nu am uitat de copiii din orfelinate. La absolvirea școlii, statul este obligat să le asigure o locuință și un loc de muncă pentru a le da șanse egale cu semenii lor care au crescut în familii cu părinți. Integrarea în societate le este dificilă și altor categorii de cetățeni, cum ar fi foștii deținuți și adolescenți din familii dezorganizate și problematice. Din cauza indiferenței statului și a comunității, primii pot recidiva, iar ultimii să ajungă pe banca acuzațiilor. Blocul Renato Usatăi se angajează să soluționeze și problemele acestor categorii de cetățeni. Noi vom lupta pentru ca fiecare cetățean să se simte confortabil și în siguranță în propria țară, pentru că noi toți suntem pentru unul și unul pentru toți. Vă mulțumesc!